Salut și bine venit! Salut și bine venit! Eu sunt Sorin de la howtoplay.ro și astăzi vorbim despre Scapă Cine Poate, un joc localizat de Gameology România. Scapă Cine Poate este un joc de petrecere bazat pe dilema psihologică a tramvaiului. Această dilema a tramvaiului are mai multe instanțe, dar să ne referim la cea de pe cutie, de exemplu. E vorba de un tramvai scăpat de sub control, care dacă merge înainte dă peste o pereche de bunici, dacă intervii tu și schimbi macazul, dă peste un copil. Pe cine vei salva și pe cine vei omorâ. Cam asta spune dilema tramvaiului. Jocul Scapă Cine Poate este compus din o planșă de joc, 500 de cărți împărțite în inocent, vinovat și modificator, 12 jetoane moarte și un jeton conductor pentru primul jucător. Așezați planșa cu linie de tramvai în centrul mesei, cu linia simplă îndreptată spre conductor. Alegeți primul jucător după cine s-a gândit ultimul să omoare pe cineva, sau mai bine îl alegeți voi random. Separați cărțile în 3 tankuri, inocent, vinovat și modificator. Amestecați fiecare tank în parte și plasați-le pe masă cu fața în jos. Ceilalți jucători trebuie să se separe în 2 echipe și să se așeze una în fața celelalte, de o parte și de alta a conductorului. Jocul se desfășoară pe durata mai multor runde, în sensul acelor de ceasornic. Fiecare jucător va fi pe rând conductor, iar în fiecare rundă va trebui să respectați câteva etape în ordine. Prima e să trageți cartonaș. Un jucător din fiecare echipă trage 3 cartonașe inocent. Alt jucător din fiecare echipă trage 3 cartonașe vinovat. Și apoi alt jucător din fiecare echipă trage 3 cartonașe modificator. Dacă sunteți mai mult de 3 jucători într-o echipă, atunci fiecare jucător extra va trage 3 cartonașe modificator. A doua etapă a jocului, fiecare echipă ia un cartonaș inocent din teancul din centru. Se ia un cartonaș și se plasează pe propria linie în continuarea planșei de joc. În a treia etapă, fiecare echipă va juca un cartonaș inocent tras la etapa 1. Cartonașul se plasează pe linia proprie în continuarea planșei de joc. Decartați cartonașele nefolosite. În a patra etapă, fiecare echipă va juca un cartonaș vinovat. Cartonașul se plasează pe linia adversă în continuarea cartonașului inocent. Obiectivul e sabotarea echipei adverse pentru a convinge conductorul că toți de pe linia adversă trebuie să moară. Decartați apoi toate cartonașele nefolosite. În a cincea etapă a jocului, fiecare echipă va trebui să joace cartonașele modificator. Cartonașele modificator se plasează pe oricare dintre linii, pe oricare din personaje. Decartați cartonașele nefolosite. După aceste etape, fiecare echipă trebuie să convingă conductorul că cei de pe linia lor merită să fie salvați. După ce conductorul ia o decizie, trimite tramvaiul pe una din linii, omorând pe toată lumea de pe acea linie. Fiecare jucător care a făcut parte din linia respectivă va primi un jeton moarte. Dacă vreodată rămâneți fără cărți, cu toate că sunt destul de multe cărți aici, amestecați cărțile decartate și reluați jocul. Următorul conductor va fi jucătorul din stânga. Rotiți planșa astfel încât linia simplă să fie îndreptată înspre el. Ceilalți jucători trebuie să se separe în 2 echipe și să se așeze una în fața celelalte, de o parte și de alta a conductorului. Reluați jocul de la pasul 1. Scapă Cine Poate se termină în momentul în care toți jucătorii de la masă au fost cel puțin odată conductori. Bine, puteți să fiți și de 2 ore dacă vreți voi. Câștigător este jucătorul care are cele mai puține jetoane moarte în posesie. Dacă cumva există egalitate, atunci jucătorii vor împărți victoria. Scapă Cine Poate mai are două moduri de joacă. Primul spune că anume conductorul are voie să tragă și el 3 cărți modificator la etapa 1 și să le placeze și el la etapa 4, iar al doilea mod de joacă cumva prelungește un pic jocul, dar dacă vreți puteți să încercați. Spune că fiecare jucător trage 3 cărți modificator și plasează câte unul în fiecare rundă. În rest, cam acestea au fost regulile jocului Scapă Cine Poate, joc localizat de Gameology România. Dacă aveți întrebări, nu uitați să le lăsați în comentarii aici sau în mesaje private pe Facebook sau Instagram. Și nu uitați de site-ul nostru howtoplay.ro, unde găsiți jocuri la toate magazinele de specialitate și nu numai. Până data viitoare, spor la joacă! Pa, pa!